Timișoara a venit pentru bagheta dirijorală a lui Franz Hofner. Revenim la muzica scrisă de Franz Watt sub adevăratul său nume și ascultăm două piese cu solo instrumental. Mind verliebtes Flügelhorn und Solistentraum sind zwei weitere Stücke, die Franz Watt geschrieben und unter seinem bürgerlichen Namen unterzeichnet hat. Solo Flügelhorn spielt Ilie Schnapp, Tenor und Baritonhorn spielen danach Bogdan Ismărescu und Vanel Constantin. Pentru început ascultăm piesa Flighornul îndrăgostit cu Ilie Schnapp ca solist, iar apoi visul soliștilor cu Bogdan Ismărescu la Tenorhorn și Vanel Constantin la Eufonium. Thank you.
Muzică moraviano-boemiană, scrisă de compozitorul de origine bănățeană, Franz Vaz. Șvabii bănățeni au adoptat acest gen de muzică pentru că, în timpul colonizării, împreună cu ei au venit și benii, care, datorită limbii pe care o vorbeau, au fost asociați șvabilor și care au adus cu ei muzica de fanfară. Boemia este o regiune a fostului Imperiu Dunărean și aparține actualmente Cehiei. Venim ceva mai aproape din punct de vedere geografic și ascultăm un dans unguresc de Johannes Brahms, orchestrat de același Franz Vaz. Die Banater Schwaben haben die mährisch-böhmische Blasmusik zu ihrer Volksmusik gemacht. Diese Musik stammt aber ursprünglich aus dem tschechischen Böhmen. Da aber die Schwaben und die Böhmer eine ähnliche Sprache hatten, kamen sie im Banat gut miteinander aus. So gut, dass die böhmische Musik zur banat-schwäbischen Musik wurde. Von Böhmen rücken wir geografisch etwas näher und hören einen ungarischen Tanz von Johannes Brahms, arrangiert von Franz Vaz. Tanz Ungures Nr. 5. Concertul din această seară este posibil datorită colaborării Timișoara Big Band cu câteva instituții foarte importante, cărora doresc să le mulțumesc și să le și anunț. Casa de Cultura Municipiului, Filarmonica Banatul, Clubul Economic German și Consulatul Republicii Federale Germania la Timișoara. Das heutige Konzert ermöglicht die Unterstützung des Kulturhauses der Stadt Temeswar, der Banater Philharmonie sowie des deutschsprachigen Wirtschaftsclubs Banat und des deutschen Konsulats in Temeswar.